Vă salut, dragi prieteni, un caz strigător la cer după ce o doamnă a rămas pe drumuri, fără locuință, fiind deposedată de propriul ei frate prin câteva scheme legate de privatizarea bunurilor imobile și apartamentelor persoanelor. Aceasta a venit să protesteze în fața Parlamentului Republicii Moldova și a căzut, cum s-ar spune, la locul nepotrivit și în momentul nepotrivit, deputatul PAS Dan Perciun, care a fost și înjurat, și îmbrâncit, și trimis, și scos în toate borțile de această doamnă nemulțumită. Sigur că nu este frumos să ne comportăm în acest fel, sigur că trebuie să respectăm un limbaj decent în spațiu public, dar, stimați guvernanți de la PAS, stimați deputați, miniștri și așa mai departe, coborâți-vă la nivelul persoanelor, pentru că ați zburat deja cu balonul de aer cald prea departe, zburați cu capul prin nori și ați uitat că moldovenii din Republica Moldova, care și așa au rămas foarte puțini și voi știți despre ce vorbesc eu, despre ultimele rapoarte pe care le-ați primit privind numărul real de persoane din Republica Moldova, pentru că suntem, atenție, sub 2 milioane de persoane în Republica Moldova, suntem din ce în ce mai puțini, oamenii sunt din ce în ce mai săraci. Această sărăcie îi apasă și faptul că nu ieșiți la dialog cu ei, faptul că nu vă pasă de ei, iar acest lucru se vede prin politica bugetar-fiscală, pentru că toate taxele și tarifele cresc, pentru că impozitele cresc, prețurile cresc, salariile deloc, pensiile deloc, sau mai bine spus, da, ați crescut pensia cu 15% în timp ce inflația este 30%, ceea ce înseamnă în mod automat sărăcirea cu cel puțin 15% a pensionarilor. Și la fel ca această doamnă pe care o veți urmări acum în clipul video, sunt foarte, foarte mulți oameni. Urmăriți, dragi prieteni, și nu uitați să distribuiți acest clip video. Iar pentru cei de la PAS, reveniți în rândul oamenilor, pentru că situația este catastrofal de gravă în Republica Moldova. Da, să le grăiți normal, și chiar de măr să mergi. Lasă-l crească, mă, omul nu s-o crește. Care tax? Bă, eu sunt drum! Eu, bleagă, sunt drum! Și deși eu n-am o de pune capul. Social nimeni nu și eu ce trebuie să în drum. Deși, de atâta când... A vă ascultă? Bă, eu așa, mă ascultă cu așa, deși... Care bă, deși, a vă ascultă cu așa, deși mă cunt. Stai, mă, eu dimineață vină cu așa. Ordine în țara asta, ori, bă! Ce e, deși, nu te-a să plăti? Ești stară la soare, ești stară la soare. Deși, stai, tine, jada, ești, deși, eu plătesc, sau... În drum! De ce? Ce probabil, bleat? Ce probabil? Eu m-am zăibit, bleat! M-am zăibit, bleat! De data asta, eu, bleat, m-am zăibit! M-am zăibit în chestia asta! Dacă s-a duce oamenii până la limit, uitați-vă, doamnă Perciună, doamna asta a rămas fără apartament, a dat afară, nu știu. Nu știu, precis, eu numai ce vorbim cu doamna Perciună. Doamnă, liniștiți-vă, vă rog! Hai, tare, bleat! Liniștiți-vă, vă rog! Aici e poporul, nu e prea. Liniștiți-vă, doamnă, liniștiți-vă, vă rog. Liniștiți-vă, vă rog. Uitați-vă și se face la noi în Moldova. Doamnă. Ce? Uitați-vă, parlamentul. Vizam, e acolo ea. În drum, bre, cum stau eu asta? Știu eu asta în drum. Cum stau eu, bre, nu mai stau drum. Aha, odată afară. O rămas fără apartament femeia, uitați-vă. Da, da. Și ce s-a în Germania, sunt în Germania de fond social, dar ăștia nu vor să audieze deloc. Nu vor. Ia uite, și eu deposedat, și el de avere. Și e zero emoții, nici nu ies la... Eu tot afară, de fapt. Eu tot dorm afară 2 ani de zile. Ești dască, ești dască. Da? E corect, eu ești dască. O, ia că așa l-ai spus. Doamne, spuneți, vă rog, ce s-a întâmplat. Doamne, plac că sunt drum, că scă tine tot așa în drum. Ca și mine, mi-e doamnă la vară. Tot așa, suntem patru. Dar ce s-a întâmplat? Lămuriți ce s-a întâmplat, vă rog. Poliția. Ce s-a întâmplat? Eu așa, că rămas, vă rog. Eu sunt drum. Și ei nu fac nimic, ei șed, așa e că... Dar cum așa ați rămas afară, în două cuvinte, dacă se poate? Nu a fost pus la privatizare. Așa. Casa părinteasă a luat un om în fratele, ei soră. Și încă a luat. Eu sunt drum. Eu sunt drum, bleate. Da? Da, bleate, voi stați spânzurați aici de mine. Spânzurați! Ce mai vrei, băi, tu? Hai, du-și-l păzești! Din 2000...